Continuăm seria Matematica muzicală pentru a exersa valorile de note și pauze muzicale. Vom avea 3 seturi de exerciții cu diferite cerințe, și câte un exemplu rezolvat pentru fiecare cerință în parte. Să începem! Exercițiul numărul 1 presupune să alegeți varianta răspunsului corect din cele patru opțiuni prezentate. Câte pauze de jumătate de timp? Adică de 8 alcătuiesc 3 timpi. Iar variantele sunt 3 pauze, 6 pauze, 12 pauze sau 4 pauze. Să ne gândim. Dacă pauzele sunt de jumătate de timp, înseamnă că 2 pauze alcătuiesc un timp. Iar pentru 3 timpi avem nevoie de încă 2 perechi de pauze. Răspunsul corect este B. 6 pauze de jumătate de timp alcătuiesc trei timpi. Următoarele întrebări va trebui să le rezolvați voi. Câte 16-imi sunt cuprinse într-o notă întreagă? A, 6, B, 8, C, 4 sau D, 16? Următoarea întrebare. Câte pătrimi cu punct alcătuiesc 3 timpi? A, 3, B, 2, C, 1 și D, 6. Obținem o notă de 6 timpi dacă așezăm un punct în dreapta valorii D. A, pătrime, B optime, C, notă întreagă și D, doime. Al doilea set de exerciții. Indicați numărul corect al timpilor. Scrieți rezultatul atât în cifre, cât și în note muzicale. 2 ori pătrime cu punct plus 2 optimi prima cu punct ori 2 înseamnă 3 timpi. Iar cele două optimi însumează un timp. 3 plus 1 egal 4. Iar rezultatul în notă muzicală este o notă întreagă. Următorul exercițiu. 2 optimi plus 2 ori doime minus doime cu punct. Și ultimul exercițiu din acest set, 4 ori, în paranteză, notă întreagă, minus 2 optimi, minus 5 ori doime. Și ultimul set de exerciții, nota de un timp, poartă denumirea de A. Notă întreagă B. Pătrime C. Unime sau D. Optime așezat în dreapta unei doimi, prelungește valoarea acesteia cu A. Doi timpi B. Un timp C. Patru timpi sau D. Jumătate de timp Pauza de jumătate de timp se numește A. Pauză de pătrime B. Pauză de șaisprezecime C pauză de optime sau de pauză de notă întreagă. Acest tip de exerciții vă ajută la consolidarea informațiilor învățate în lecțiile, valorile de note și pauze. Construiți și altfel de cerințe pentru a vă perfecționa din punct de vedere al ritmului muzical, element esențial al muzicii.